să-l obeți. Ne revedem la o reacție, dar asta este o reacție pentru piesa lui Exploit, cenzurat. O piesă care mi se pare atât de impactful și cu un mesaj atât de puternic. Și putem observa că are 42.000 de like-uri și doar 300 dislike-uri. De obicei nu o să vezi un așa rating la un influencer, să zic așa, sau la o persoană care, mă rog, vine din 5 Gang. Habar n-am, nu o să vedeți așa rating în viața voastră. Dar Exploit se pare că a reușit ceva ce nu o să vezi prea des, pentru că piesa este, pot să zic, extraordinară, pentru că are un mesaj, are un, îți oferă un vibe, o stare, nu știu, e foarte, foarte tare piesa și își merită locul de 4 pe trending, chiar ar trebui să fie 1 pe trending, pentru că este probabil cea mai bună piesă lately, pentru că nu e vorba de flex, nu e vorba de câți bani are și e vorba de sentimente. Să-i dăm drumul. Tatu stradă m-a salvat. Banii nu s-al dracului, arată cine ești de fapt. Vreau să fiu real, nu cenzurat sau cum. Și tocmai asta cu banii nu s-ai dracului, arată cine ești de fapt, poate avea foarte multe sensuri. Gen, poate arăta fața unei persoane atunci când vine vorba de bani și gen câte poate să facă pentru bani. Sau poate să-ți arate că chiar dacă ai bani, comportamentul tău rămâne același. E cu duș întors, adică are dublu înțeles această sintagmă, mi se pare foarte deep down. Părat, chiar și mort rămân pe vești, nu pot fi lăturat. N-am crescut pe stradă, dar tu strada m-a salvat. Banii nu s-al dracului, arată cine ești de fapt. Vreau să fiu real, nu cenzurat sau cumpărat. Chiar și mort rămân pe vești, nu pot fi lăturat. Eu dau iubire, ei vor doar o mie. Trebuie să înțelegi că fericirea nu e îmbogățire. Eu dau iubire, așa sunt de fire. Așa am fost crescut că ce dau se întoarce. Și dacă dau am fericire. Orice rău spre bine, mulțumesc. Doamne, m-ai învățat că e bine să creșesc. Eu nu pot să stau să-i privesc. Ofer iubire, dar nu cred în ea. Șerpiți pe brand, pe net și în casa mea. N-am crescut. Interpretabil tot ce se spune aici și o să vreau să vorbim despre asta la sfârșit. Pe stradă, tatu, stradă m-a salvat. Banii nu s-al dracului, arată cine ești de fapt. Vreau să fiu real, nu cenzurat sau cumpărat. Chiar și mort rămân pe vești, nu pot fi lăturat. N-am crescut pe stradă, tatu, stradă m-a salvat. Banii nu s-al dracului, arată cine ești de fapt. Vreau să fiu real, nu cenzurat sau cumpărat. Chiar și mort rămân pe vești, nu pot fi lăturat. Mamă și tată, iertați-mă că niciodată nu v-am ascultat. Mi-ați oferit tot și mi-ați fost aproape chiar și atunci când eu am plecat. Credeam că am prieteni și o să-mi fie bine că am viitor asigurat. Ajuns la depresie, pastile, dar gândul la voi sincer m-a vindecat. Vreau să fac bine, oricum mă susține. Și mi-e rușine că ofer iubire, dar nu cred în ea. Șerpiți pe brand, pe net și în casa mea. N-am crescut pe stradă. Vezi tu, aici e foarte interpretabil ceea ce spune, pentru că am crezut că am prieteni, viitor asigurat. De cele mai multe ori, hai să nu intrăm într-un subiect foarte subiectiv aici și să vorbim de general. De cele mai multe ori crezi că ți-ai găsit o gașcă de prieteni sau ceva de genul și, nu știu, o să aveți succes împreună, să vă simțiți bine și până la urmă nu se întâmplă lucrurile exact cum sperai și există certuri și lucrurile nu mai sunt la fel și vă depărtați, nu știu. De cele mai multe ori o să se întâmple asta, indiferent că e vorba despre un business, fie că e vorba de prietenii tăi, fie că orice altceva și e trist că oamenii se schimbă în felul ăsta, gen vrei să le oferi lucruri bune și îți oferă înapoi niște chestii oribile. Dar ăștia sunt oamenii, n-ai ce face. Stradă, tatu, stradă m-a salvat. Banii nu s-al dracului, arată cine ești de fapt. Vreau să fiu real, nu cenzurat sau cumpărat. Chiar și mort rămân pe vești, nu pot fi lăturat. N-am crescut pe
stradă, dar tu strada m-a salvat. Banii nu s-al dracului, arată cine ești de fapt. Vreau să fiu real, nu cenzurat sau cumpărat. Chiar și mort rămân povești, nu pot fi lăturat. Aici putem observa ultimul concert al nu cenzurat sau cumpărat. Să fiu real, nu cenzurat sau cumpărat. Cine ești de fapt? Cenzurat sau cumpărat. Mama și tată, iertați-mă că niciodată nu v-am... Știi ce? Acum toată lumea vorbește despre faptul că piesa asta e pentru Firing și alte lucruri de genul. Nu vreau să... spun că n-ar fi așa, nu vreau să spun că este așa, dar te gândești. Nu vreau să fiu cenzurat sau cumpărat. Cred că putem cu toții să înțelegem faptul că Exploit nu putea să facă ce vrea, doar pentru că era parte din Firing și Firing-ul trebuie să fie ceva foarte friendly și să prindă la public și să aibă un target. Adică, mă rog, targetul lor este copiii, frate, și na. Nu poți să faci și să spui ce vrei pe piesele alea, I guess. Nu știu dacă am dreptate sau nu, dar poți să iei lucrurile așa. Și cred că calea lui Exploit a fost cu totul și cu totul alta. Și unor oameni nu le-a plăcut treaba asta. Și na. Oricum, din ultimul clip al lui Shelly, în care a fost Exploit prezent, se putea observa că nu era tocmai confortabil. Aici nu trebuie să fii mare expert sau Sherlock Holmes să-ți dai seama că efectiv omul ăla nu se simțea confortabil și n-a spus nimic în clipul ăla. Efectiv se uita într-o parte și în alta și nu spunea absolut nimic despre tot ce se întâmplă. El n-a spus nimic, dar a spus Shelly, a spus Gami și a spus Madalin. Dar în același timp tot ce au spus mi s-a portat descriptat și parcă nu era... Știi, când spui lucruri sincere se observă, pentru că, nu știu, felul în care o spui când o faci natural... Și când e ceva artificial, se observă, știi? Când spui lucrurile din suflet, că na, suntem prieteni și parcă nu mai mergea prietenia așa, asta se observă. Dar când pare așa artificial, că na, eram prieteni și de-aia nu mai sunt la fel de prieteni și de-aia nu mai e parte din Five Gang, parcă a sunat cam artificial. Nu vreau să spun că am dreptate, opinia mea, cred că pot să greșesc sau pot să am dreptate. Nici eu nu știu ce zic aici, dacă e cu totul... fondat sau nu, dar așa mi-a părut mie. E efectiv subiectiv ceea ce zic, dar mi s-a părut că Exploit era foarte inconfortabil, iar tot ce s-a întâmplat în videoclipul a fost super artificial. Cât despre piesa asta, mi se pare o piesă atât de, nu știu, pot spune tristă, pentru că te gândești că are ceva în spate acolo despre care vorbește. Fie că e vorba de Firegang sau de alți prieteni sau alte lucruri, nu contează, omul ăsta a trecut prin niște rough times, probabil care, nu știu, l-au afectat și a simțit să spună treaba asta public. Indiferent că e vorba de Firing sau nu, a trecut prin chestiile astea și cred că cu toții putem să rezonăm cu el prin piesa asta, ceea ce mi se pare foarte tare și poți să îi înțelegi trăirile prin piesa asta. Ce pot să zic, piesa e genială și Exploit are un potențial solo extraordinar de mare. Mereu am spus-o că... Adică de la începutul Firegang-ului am spus că Exploit e bun și am ținut chestia asta mereu. Și o spun și acum. Și Exploit acum are de 10.000 de ori mai mult potențial. Dacă n-ați ascultat piesa, merge și ascultați-o, pentru că cine știe, oamenii de pe canalul ăsta au alte gusturi. Și de ce nu puteți să o dați mai departe, pentru că e o piesă cu totul și cu totul diferită de la Exploit. Eu am fost Rodby și sper să îi apreciați munca lui Exploit.